construcția de ce s-a întâmplat aseară la sectorul Râșcani. Am văzut și eu știrile, l-am ascultat și pe marele, în ghilimele, salvator a Republicii, de fapt salvatorul Kremlinului. Au fost ploi în toată lumea, am văzut ce s-a întâmplat în Europa. Au fugit niște scări. Dacă să vorbim cine stea la pușcărie, păi el este primul care își de mult trebuie să stea la pușcărie. Să vă amintesc câți bani s-au cheltuit pentru construcția căii ferate spre sud, când era el ministrul economiei, viceprim-ministru. Uitați-vă în piață unde stă aici că se întoarce miliardul. Cine sunt primii care au furat miliardul? Nu ei socialiștii? Cine a luat creditul? Nu neamurile primului ministru, care astăzi e șefa fracțiunii. Pe timpul când era ministrul economiei și viceprim-ministru actualul, vorba lui, să nu spun, a lui Usate. Ne inflăm așa încât să manipulăm cum au făcut bolșevicii în toată perioada lor sovietică. Tot în numele poporului, dar de fapt numai pentru ei, ca ei să mănânce icre roșii și icre neagră. Asta este situația și eu cred că noi facem ce își trebuie. Când e hamă-i, caravana merge. Și noi ne-am asumat și noi se duce la bun sfârșit ceea ce ne-am asumat ca majoritate parlamentară.